Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, binecuvântează, Părinte, ca să vorbesc. Amin. Vestea minunată a colindilor, Văzduhul luminos, Soarele dreptății, Fecioara Maria, Cântarea îngerilor, magii, păstorii, toate vin să vestească praznicul împăcării cu Dumnezeu. Toate vin să vestească ziua cea mare prin care Hristos Domnul, cum spune Sfântul Atanasie cel Mare, a luat din împărat, mai înainte de veci, chip de rob să ne facă pe noi, oamenii căzuți, fii ai lui Dumnezeu sau împărați ai cerului. Toți sunteți Dumnezei și fii ai celui prea înalt. Spune Duhul Sfânt în psalm, nu după ființă, ci după dar. Spune mai departe Sfântul Maxim Mărturisitorul și am scos câteva citate frumoase să le comentăm împreună. Unii o să vă plictisiți, alții o să fiți atenți. Lumea nu-și cunoaște veșnicile ei origini. Izvorul limpede al curăției feciorelnice și sânul mater, care primesc cuvântul și îl zămislesc pentru a face din oameni slujitorii lui Dumnezeu. Deci iată, de-a lungul sărbătorii și în timpul postului, cât ați ascultat catavasiile nașterii și chiar la privegherea din ajun, la Sfânta Liturghie de ieri, la privegherea de aseară, la Sfânta Liturghie de astăzi, ați observat sau care ați fost de față și ați fost atenți, nu s-a vorbit altceva decât de minunata taina nașterii. Taina rămâne taină pentru că taină este. Dacă îngerul care în clipa când s-a văzut în fața Fecioarei a spus, nu știu, așa am fost trimis ca să-ți vestesc, Duhul celui preanalt te va umbri, aceasta e taina lui Dumnezeu. Fecioara apărându-se nevinovată, deci apărându-se nevinovată, de ce îmi vestești mie, eu neștiind bărbat, cum voi naște prunc? Deci taina rămâne veșnic taină. Și cum spuneam și altădată, Hristos are puterea și cum s-a spus odată la o pastorală de înviere, are deplină libertate de a lua orice formă. Deci are puterea de a se schimba și are libertatea de a exista în ce formă voiește. Aici prin ușile încuiate, aici la Marea Tiberiade, aici mâncând pește fript și pâine, aici mâncând pește și fagure de miere, aici bătut și scuipat de iudei, dincolo în slavă cerească, colo răstignit pe cruce, dincolo în mormânt și în giulj nou pus și dincolo în slavă cu Sfinții Îngeri. Deci iată, sunt forme ale Dumnezeului Celui Viu. Sunt puteri suprafirești unde voiește Dumnezeu să biruiește rânduiala firii și pești, ritorii cei mulți vorbitori rămân ca peștii fără de glas. Porunca pe care Dumnezeu a dat-o în actul fac, deci în capitolul facerii sau la facere, când a spus și tu, femeie, vei zdrobi capul șarpelui, deci lacrima și neascultarea Evei vine să se sfințească prin pântecele Fecioarei și tu, femeie, zdrobim capul șarpelui. Deci deja ne putem imagina în fața noastră un șarpe târându-se la picioarele femeii, umil și rușinat, că dintr-un pântece omenesc a putut să iasă un Dumnezeu adevărat. Deci cu cât a fost de viclean Satana și plin de mândrie, deci avem două opusuri față în față, vine plin de mândrie și spune, voi fi deasupra celui preanalt, la tronul cel de miază noapte. Vine și îi spune omului, mănâncă și vei fi ca Dumnezeu. Și în aceeași clipă vine Dumnezeu și se coboară într-o peșteră întunecoasă. Zici că în adâncurile pământului, de aceea și peștera reprezintă infernul. Și când spun aceasta, mă duc mai departe la un alt citat. Făgăduința de a strivi capul șarpelui, spune Evdochimov. Cu călcâiul a fost făcută femeie. Bărbații sunt la inimă zăbavnici în a crede, după cuvântul Domnului, cum arată în drumul Emausului. De ce sunteți zăbavnici cu inima? Au nu trebuia să pătimească Hristos ca să învie. Iar când mironosițele i-au amintit cuvintele Domnului
și au vestit apostolilor bucuria învierii, lor li s-a părut a fi o aiureală. De ce am folosit acest argument? Sau de ce l-a folosit Evdochimov? Pentru a arăta că femeia era în măsură să priceapă taina nașterii, pentru că ei i-a și fost încredințat și nu lui Adam. Nu i s-a spus lui Adam, tu, Adame, femeia ta va face mare minune. Iar tu, femeie, vei zdrobi capul șarpelui. În toată căderea ei și în toată smerenia ei nepocăită, Eva a înțeles acel mesaj și din acea clipă ea a fost maica vieții. Dacă Eva s-ar fi răzvrătit și în acea clipă în rai și ar fi spus, nu, nu vreau să primesc eu să-i zdrobesc capul șarpelui, poate că ar fi fost o drăcoaică până astăzi și ar fi stat cu Satana în cetele întunericului. Dar s-a smerit și a primit mesajul lui Dumnezeu, acest proces verbal de vorbire între Dumnezeu și om, cum v-am spus și altă dată, la duminica înaintea nașterii. Pentru că inima omului era curată, Dumnezeu vorbea față către față. Când omul s-a întunecat prin păcat și prin patimă, Dumnezeu a fost nevoit să lase scrieri și atunci au apărut tablele legii. Când tablele legii nu au mai fost convingătoare, au apărut scrierile Sfinților Părinți, care le avem noi până astăzi, și anume Sfânta Scriptură, care este izvorul izvoarelor înțelepciunii și a puterii lui Dumnezeu, sau sabia de căpătâia Duhului, și apoi celelalte cărți ajutătoare de traducerea Sfintei Scripturi și de tâlcuirea Sfintei Scripturi, că nu oricui este dat să semnece în Marea Scripturilor. Și atunci această femeie care va zdrobi capul șarpelui, Fecioara Maria, vine tocmai în opusul smereniei. Satana se înalță, femeia se înalță. Dumnezeu se smerește și femeia se smerește. Și a căutat spre smerenia roabei sale. Și spune acolo în joi mari la opus, cine este atent. Zice, într-o adâncă smerenie a spălat picioarele ucenicilor săi, smerindu-se pe sine până la moarte pe cruce, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale. Deci iată adâncul, adâncul, adâncul smereniei. Deci vine să fie opusul mândriei și să arate că numai prin smerenie mintea se luminează și ajunge la Dumnezeu. Și cum vă spuneam, peștera este infernul în care trăia lumea și iadul care înghițise sufletele dreptilor din Vechiul Testament și sufletele păcătoșilor și sufletele păgânilor, unde Hristos a intrat cu bucurie multă. Și spune mai departe iarăși un lucru minunat care, spun eu, că poate să facă mintea noastră să lucreze. Fecioria păstrată la nașterea pruncului Iisus este semnul biruinței. Pentru că mulți m-au întrebat ce cu această feciorie. Este semnul biruinței, este deja o dovadă în plus că moartea este învinsă. Dacă pruncul când se naște plânge, pruncul Iisus Hristos când se naște vorbește lui. Pruncul când se naște stă înfășat în scutece. Hristos stă înfășat în scutece să arate că și ca un prunc sau ca un mort în mormânt va fi învelit în giulgi, dar va aduce lumină, pentru că ieslea și peștera se transformă în lumină împărătească, iar la mesajul îngerului, am cules din textul slujbei de aseară, deodată cu cuvântul îngerului, oștile cerești au strigat, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Deci care este de fapt realitatea? Să vedeți până unde merge smerenia lui Dumnezeu. Deci cuvântul din cer, de o ființă cu Tatăl, cum se vede la Bobotează, iată fiul meu iubit pentru care am binevoit, nu vestește nimic. Cuvântul prunc stă iesle în brațele Fecioarei și nu vestește nimic. Dar îngerul Gabriel, că nu era altul, deci îngerul Gabriel, fiindcă Mihail era steaua, ce se întâmplă? În momentul când vede pruncul, deci când vede pruncul în brațele Fecioarei, în acel moment trimite vestea în ceruri și toate se veselesc, pentru că toate stăteau într-o muțenie și într-o mică de ceas să privească taina. Nimeni nu știa cum o Fecioară va naște pe Dumnezeu, Cel care mai înainte de veci este cu Tatăl și este născut din sânurile Tatălui și acum stă prunc mic în brațele Fecioarei. Și spre mirarea tuturor, deci mesajul pe care l-a trimis Arhanghelul de jos, deci Îngerul care vestește și păstorilor, în acea clipă este primit de toate puterile cerești
și cerul și pământul un cântec răsună, îngeri și oameni cântă împreună. Deci, nu cântă oamenii până nu cântă îngerii. Dar de ce cântă întâi îngerii și apoi oamenii? Îngerii înțeleg acum taina împăcării, slavă pentru cei de sus, deci prin cei de sus împăcare între oameni bunăvoire, dar nu se referea numai la bunăvoirea dintre oameni pe pământ, că ei oricum se împacă la păcate și la pretenii și vicleșuguri, ci era vorba de bunăvoirea, că de acum încolo semnul că iadul cel burduhos și plin de suflete avea să crape spărgându-i se porțile și acolo avea să intre un Dumnezeu adevărat ce golea toate prin predicarea Evangheliei timp de 30 de ore, deci cât în mormânt cu trupul, în iad era cu sufletul, ca la înviere, cum spuneam eu cândva odată, văzând toți lumina cea neapropiată, s-au grăbit, zice, s-au pornit cu grabă mare, zice, mergând spre lumina neapropiată. Scrie în Pentecostar, la cântarea întâia. Deci, iată, lumina din peșteră simbolizează deja biruința asupra morții încă de la naștere, peștera fiind fără uși, arată că iadul va rămâne fără uși, iar ieslea nu este altceva decât locul cel mai smerit pe pământ, deci locul cel mai smerit pe pământ, unde doar dobitoacele pot să vină să mănânce și Hristos a arătat că oamenii ajuns la gradul, cum spune David, zice, asemănându-se cu dobitoacele și s-au asemănat lor, deci vine să-i ridice la starea cea din tâi, dar ieslea mai având și un simbol, deci având simbolul de prestol, de altar, simbolul de mormânt, deci simbolul de mormânt. Deci asta era simbolul ieslei. Și în clipa aceea, deci în clipa aceea, peștera s-a umplut de lumină, steaua a strălucit puternic deasupra peșterii și steaua care a strălucit deasupra peșterii era biruința soarelui dreptății, pentru că deasupra, spune mai departe frumos, este undeva într-o parafrază a Spăritelui Stăniloae, în Iisus Hristos, restaurarea omului, și spune așa, deasupra îngerilor, care cântau deasupra Duhului, stă Dumnezeu cel mai înainte de vrem și de ani și din veșnicie, care, zice, din mila Lui, și cum spuneam pastorala de ieri, deci n-a vorbit altceva decât de iubirea supremă a Lui Dumnezeu, deci îngerii sunt primii care înțeleg mesajul dat de Dumnezeu umanității prin iubire divină. Deci stă Dumnezeul iubitor de oameni. De aceea să și spune și în opus, că bun și iubitor de oameni Dumnezeu e și ție slavă înălțăm Tatălui, Fiului și Sfântului Duh care a lucrat această taină. Deci vedeți câtă minune și întâmplare și nu puse anapoda. Mergând mai departe încă la un lucru din învățătura praznicului de ieri, spune așa, dar pentru această cântare de slavă pentru cei de sus, să urmăm unde merge steaua, unde merg magii, unde merg împărații, la răsărit. Acolo îngerii cântă neîncetat. La prima vedere pare că mergea spre răsăritul pământesc. Nu. Spre răsărit e mântuirea. Pentru că în momentul când se vorbește că de răsărit e mântuirea, într-o altă evanghelie, Hristos, care acum era prunc în iesle, mai târziu în Capernaum avea să spună celui cu sutașul. Și mulți de la apus vor veni la răsărit. Și vor cina în împărăția lui Dumnezeu cu Avram, cu Isaac și cu Iacob. Deci vor sta cu drepții la masă. Deci toți care se vor întoarce cu bună știință spre răsărit, se vor întoarce spre biserică, se vor întoarce spre Sfânta Lumină, spre Sfintele Moaște, spre Hristos, Dumnezeu cel adevărat, despre care Pavel spune, oare s-a împărțit Hristos? Spre adevărata tradiție, spre adevărata dogma credinței, aceia vor cina cu Dumnezeu și vor cânta neîncetat cu îngerii împreună. De ce? Oricât ne-am fortificat, oricât ne-am legat noi între dogme, între învățături, între cuvinte scrise, oricât ne-am justificat prin formule, prin citate, oricât ne-am justificat noi prin cărți de teologie sau dogmatică, Dumnezeu nu ține cont de ele. Dumnezeu ține cont de poziția inimii și de poziția dumnezeirii.
Inima și Dumnezeu sunt temple ale Duhului Sfânt, adică Dumnezeu este purtătorul de Duh Sfânt, că de la Tatăl purcede, iar inima este atrăgătoare sau culegătoare de Duh Sfânt, că de nu vei fi curat cu inima, nu vei vedea pe Dumnezeu. Ori curățenia inimii din toată teologia isihastă și ascetică se arată clar că nu se dobândește decât prin agonisirea Duhului Sfânt. Deci nimeni nu vede pe Dumnezeu dacă nu agonisește Duhul Sfânt. Iar căile și metodele de agonisire ale Duhului Sfânt, să știu, s-a citit și astăzi în Apostol, dragostea, pacea, îndelunga răbdare, iată roada Duhului, este dragostea, spunea în Apostol. Și mai mult decât atât, toată fapta bună și cucernicia, cum spune Apostolul Pavel, deci în Corinteni, să fim ca oamenii, deci ca să nu umblăm ca niște neînțelepți și ca niște înțelepți, ca fiii luminii, să nu vă îmbătați de vin, pentru care e desfrânare și așa mai departe. Deci nu ne băgăm în astea. Și mergem încă un pic mai departe de atât. Fiecare din făpturile zidite de tine, spune o stihire din praznicul de aseară, mulțumire aduc ție. Iată restaurare înainte de restaurarea omului. Deci natura care era curată prin firea ei zidită din nimic de Dumnezeu cu cuvântul, era mult mai pură și mai curată. Altfel îngerii n-ar fi putut cânta. Altfel magii n-ar fi putut aduce darul. De ce? Când se spune de păgân, se spune de om care se închină și el unui Dumnezeu, dar unui Dumnezeu închipuit, nu unui Dumnezeu adevărat. Dar Dumnezeu și-a permis totuși să spună, zice, o femeie mare credința ta. Deci se vede că și păgânii în suprazeul lor văd adevărata realitatea Dumnezeului. Deci, asta până la Hristos. Hristos a restaurat religie. Nu ne închinăm de acum la zei, că dincolo de zei e Dumnezeu. Acum avem zeul cel adevărat de care Apostolul Pavel le-a spus în Areopag. Vă vorbesc de Dumnezeu cel necunoscut. Nouă ne este cunoscut, fiindcă a venit din Fecioară și s-a născut și stă în iesle și ne mângâie, ne iartă, ne ceartă, ne mustră și ne îndeamnă și ne mântuiește. Magii au adus darurile, păstorii au văzut minunea, și deci au văzut păstorii minunea, fiindcă erau smeriți. Minunile nu se arată celor mulți. Minunile nu se arată celor la toate știutori. Minunile nu se arată celor doxați, ci minunile se arată celor smeriți. Spre marea noastră uimire, și asta să știe întotdeauna, deci ați avut ocazia și am avut ocazia să vedem de sfinți părinți care au lăsat scrieri patristice și tradiționale în biserica creștină, dar n-au fost făcători de minuni. Ori pe când alți sfinți, al de Antonie, al de Eftimie, al de Teodosie, care n-au lăsat nimic scris în urma lor, sau Atanasia Latonului, sau Petru Atonitu, sau Pavel Tibeu, sau Ioan Colibașu și așa mai departe, Spiridon și Nicolae, deci au făcut minuni fără a lăsa scrieri. Și viața lor a fost o scriere permanentă în sufletele și inimile noastre. Deci de aceea vreau să vă spun. Una este înțelepciunea și e darul înțelepciunii, alta este darul facerii de minuni, deci harisma vine împărțită. Aici, de data aceasta, păstorii primesc harisma minunii. Ei văd minunea. Și de aceea câte o babă mărâtă și pricășită, care se roagă și acolo la biserică, are o ocazia să mai vadă câte o taină mare și un om plin de carte nu vede nimic. Pentru că nu vrea Dumnezeu să-i descopere. Adică la știința care o are, dacă i-ar mai da și această vedere a minunii, s-ar mândri. Pustiul, cum spune mai departe, este ieslea. Ieslea este pustie, fiindcă dobitoacele s-au răspândit în lume. Păstorii, pământul dă peștera. Deci iată ce poate oferi pământul lui Hristos. Peștera. Iar noi, spune mai departe, troparul, pe Maica Fecioară. Spunem că noi am dăruit-o. Am dăruit-o că este fică, este neamul nostru omenesc. Am dăruit-o fiindcă este mama neamului omenesc și născută din oameni. Dar nu noi am dăruit-o, ci Dumnezeu și-a ales-o. Și spune un alt tropar frumos, zice, prin bunăvoirea Tatălui ales să fii Maică neispitită a celui mai înainte de veci. Deci, prin bunăvoirea Tatălui. Deci dacă bunăvoirea Tatălui n-ar fi existat și Dumnezeu s-ar fi răzbunat pentru păcatele noastre, noi am fi rămas împelițați și împetriți cum sunt satanele la iad. Dar au opus heruvim cu sabie de foc, să nu se poată mânca din pomul vieții, a pus zid despărțitor între rai și între Dumnezeu și om, dar a lăsat puterea de agonisire a Duhului Sfânt,
prin nașterea pruncului Iisus care vine să se nască, să crească, să ne mântuiască. Și iată că spune tot în cântarea de astăzi, pe la cântarea a treia sau a patra, zice, heruvimul nu va mai păzi Edenul, sabie de foc nu va mai păzi pomul vieții, că pomul vieții vine astăzi să se nască din Maica vieții, Sfânta Fecioară. Și încă un lucru frumos care mai departe spune aici, este luminoasă prorocia înscrisă în trupul Maicii Maria, care vestește învierea, fiindcă cel ce se naște din ea este lumina vieții, este izvorul vieții, într-o lumina lui vom vedea lumină. Prin naștere feciorelnică, deci să fim atenți, născătoarea de Dumnezeu este deja nemuritoare. Frumos cuvânt al lui Sfântul Maxim. Deci prin naștere feciorelnică, născătoarea de Dumnezeu este deja nemuritoare. Ea nu mai este femeia de rând pe care sectarii nu o pot suporta. Și o să vedem noi imediat un argument frumos al Evangheliei de astăzi, care a venit așa ca o stâncă în capul lor, fiindcă s-a descoperit în minte exact în timp ce slujeam la liturghie. Adormirea este vestită de însăși nașterea pruncului Iisus. Deci ea nu mai putea să moară, ci era clar că trebuia să adormă. De ce? Mutatu-te-ai la viață fiind Maica vieții. Spune troparul adormirii. Deci, ea intră deja nu în componența Sfintei Treimi. Doamne ferește, cum mai fac catolici, o supravenerare a Maicii Domnului ieșită din fire, ci este lucrătoarea Sfintei Treimi. Ea este împreună lucrătoare cu Dumnezeu Tatăl, cu Dumnezeu Fiul, cu Dumnezeu Duhul Sfânt. De ce? Duhul Sfânt o umbrește, Fiul se zămislește și Tatăl o păzește într-o feciorie și după naștere. Deci iată lucrarea Sfintei Treimi în Fecioară și iată Fecioara în lucrarea Sfintei Treimi. Fie mie după cuvântul tău, iată roaba Domnului. Iar când se spune Maica Domnului meu, de Elisabeta se arată clar că este Maica lui Dumnezeu. Asta este cam în mare, așa mai spun eu, mai deșucheat sau mai în cuvinte mai sofisticate despre praznicul Crăciunului. Crăciunul nu înseamnă slănină, nu înseamnă numai carne de porc, numai pâine, numai băutură, numai somn, numai televizor, ci înseamnă unirea omului cu Dumnezeu pe calea minunilor mai presus de fire, să se nască și să crească, să ne mântuiască. Nu vine să crească Hristos, că era deja crescut, ci vine să crească credința noastră. Nu vine să se nască, să crească cu trup, ci vine să ne crească pe noi sufletește. Nu vine să crească de la 11 până la 12 ani, ci vine să se solidifice în legea veche, să o poată dezbina, adică să o poată preschimba, să o poată desțeleni, că n-am venit eu să o stric, ci doar numai să o împlinesc. Și vine să o împlinească stând în lege și prin lege. Stă în lege, fiindcă se naște omenește, stă în lege, fiindcă trăiește omenește, dar stă pe lege, fiindcă o desăvârșește. Și legea stă sub el, pentru că se taie împrejur, dar vine și arată și botez cu foc. Deci vine, veți vedea asta la bobotează, nu ne băgăm unde nu ne fierbe oameni. Și spune mai departe că după plecarea magilor, iată Îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif zicând, scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și fugi în Egipt și stai acolo până ce Irod va trece, că el caută să ucide pe prunc. Deci primul argument că Fecioara are un singur prunc este plecarea în Egipt cu un singur prunc. Putea să spună ia pruncii. Nu. Ia pruncul și du-te în Egipt. Fuga din fața lui Irod arată că atunci și sfânt fiind, nu trebuie să te dai în ghearele ispitei tu de unul singur. Avem noi argumente de astea, de oameni fanatici care spune, zice, nu, eu mă las în toate în voia lui Dumnezeu. Tu lasă-te în voia lui Dumnezeu cât îngăduie Dumnezeu, nu mai presus de rânduială. Că dacă eu sunt sfânt și vreau să o fac pe agrozavul, pot să mă pun în fața trenului și să spun, dacă sfânt Dumnezeu să-l oprească, dar ea că Dumnezeu n-a făcut așa. Dumnezeu când stătea în ispitirea din Carantania ne-a arătat nouă măsura smereniei. Și când Satana i-a spus, aruncă-te de pe aripa templului, că scris este că îngeri te vor purta, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeu tău. Deci iată, ca Fiul al lui Dumnezeu, ca cuvânt întrupat într-o smerenie,
și mai înainte de veci cu Tatăl, nu ispitește pe Tatăl, ci să ferește din calea ucigătorului Irod, care după Sfântul Maxim în Ambigua, este satana care vine să seamene păcatul în sufletul curat. Și sculându-se noaptea, a luat pruncul și pe mama lui și au plecat în Egipt. De ce n-a spus că au plecat ziua? De ce noaptea? Să arate că lumea zăcea încă în păcat. Și au stat acolo până la moartea lui Irod. Vă spun eu, până aproape de 12 ani. Până aproape de 12 ani. Pentru că deja când avea în jur de 12 ani, participă la templu în Ierusalim, la o sărbătoare a corturilor, sau ce sărbătoare era, și le-a vorbit celor 24 de bătrâni, de s-au mirat de unde știe acesta scripturile. Rugăciunea care se citește la copiii ce nu pot lesnea învăța. Deci iată, s-au minunat cei 24 de bătrâni de unde știe acestea scripturile, neînvățat fiind. Și mai departe mergem. Deci, în clipa când se întoarce din Egipt, aici rămâne marea minune, pentru că întotdeauna Sfânta Scriptură are argument istoric, are argument teologic, are argument dogmatic, are argument geografic. Deci istoric se știe Cezarul, se știe recensământul, se știe Irod, se știe Fecioara, se știe Iosif, se știu toți. Iar când s-a citit și neamul lui David, deci toată de la Adam și până la Hristos, s-a arătat destul de frumos. Atâția până la Avram, până la David, până la strămutarea în Babilon, de la strămutarea în Babilon până la nașterea lui Hristos, de 3 ori câte 14. Deci s-a arătat exact speța și neamul lui David. Și identitatea lui Hristos prin trup după Fecioara Maria. Deci, după Fecioara Maria. De ce? În Vechiul Testament nici nu se făcea originea femeii, fiindcă ea era socotită mai puțin importantă, ci se făcea originea bărbatului. Dar s-a întâmplat că și Iosif și Fecioara se trăgeau din aceeași speță, din David. De ce? Fecioara, prin maternitatea Sfințeniei, devine bărbăție. Deci ea biruiește virtutea bărbatului. Dacă Dumnezeu Tatăl îl naște mai înainte de veci din sânurile sale fără de femeie și Fecioara Maria îl naște sub vrem din pântece femeiesc fără de bărbat. Și iată o unire a omului cu Dumnezeu. Iată axa principală, cer, pământ și Duhul Sfânt. Și mergem mai departe. Când a văzut Irod că a fost amăgit și magii s-au dus în treaba lor pe cărările lor și l-au lăsat vorbind, și aici mă opresc și fac o completare, citiți astronomii de la școlile din Shipar, din Egipt, care au marcat în acea vreme existența stelei și neobișnuită ca fenomen astronomic în acea vreme. Și atunci sigur că s-au călăuzit, n-au mers la Ierusalim numai în ideea de a descoperi pruncul, ci Dumnezeu a lucrat ca magii să găsească pe prunc și să li se insufle în mintea aceasta. Ei în clipa când au pornit de la Shipar, cum arată scrierile vechi, s-au dus în Ierusalim, de fapt, să vadă de ce tocmai steaua a ieșit din ordinea orbitelor stelare, a galaxiilor. Ce caută ea mai jos decât firescul stelelor? Ce stă ea deasupra Ierusalimului? O fi un meteorit, o fi... Deci ei s-au dus mai mult întâi de analiză astronomică, erau păgâni. Dar pe urmă li s-a insuflat de îngeri și lor, magilor, deci îngerul s-a folosit de acești mași și le-a spus: mergeți și vă închinați unui împărat mare și puternic, împăratului pământului, lui Mesia, care este mântuitorul lumii. Duceți-i aur, smirnă și tămâie, aur ca împărat, smirnă ca unui mort și tămâie ca unui proslăvit, cum spune mai departe în Filocalie. Și atunci spune mai departe că Irod a tăiat prunci. Era firesc că toate faptele bune să fie ucise de satana atunci când nu există Dumnezeu. Dar și când nu există credința în om, dar mai rămâne conștiința, deci acest prunc fugit din fața lui Irod, ea poate să învie prin om, pe om din, prin această scânteie sfântă și să aducă din nou o văpaie mare. Cauzind că încă nu este mort urmăritorul lui Irod, s-a înștiințat din nou Iosif, și aici este minunea lămuririi despre care am vorbit. Zice, ia pe prunc și pe mama lui, nu pe prunci, deci cât au stat acolo vreo 10 ani sau vreo 7-8 ani, până aproape de vârsta 11-12 ani, deci în Egipt, pruncul n-a mai avut frați. Deci frații Domnului n-au existat. Și de ce n-au existat? Fiindcă îngerul vestește, Iosife, ia pe mumă și pe prunc și întoarce-te că au murit urmăritorii lui. Deci iată, nu și-a permis Fecioara, cum vă spuneam și data trecută, să șadă tolămită pe pătură la umbră cu Iosif, ci au petrecut-o în rugăciune și smerenie.
Și au luat pruncul și nu s-au întors la Betleem, ci au mers în hotarele Nazaretului. Au mers acolo pentru că trebuia să se împlinească cuvântul nazarinean, se va chema. Și a trăit la casa din Nazaret, în părțile Galilei, acolo la Iosif Templarul, până ce a venit vremea să se ducă la praznicul din Ierusalim, iar acolo când a vestit și a rămas în urmă și s-a rătăcit de Fecioară, Fecioara este pentru prima oară când îi spune: Fiule, dar de ce n-asculți de părinți? De ascultarea mea este din cer. Tatăl m-a trimis să binevestesc săracilor și așa mai departe, știți citatul, citiți Sfânta Scriptură. De ce v-am spus lucrul acesta? Ca să vedeți că dacă într-adevăr Fecioara ar mai fi avut frați, frații lui Iisus, ei ar fi trebuit să fie mult mai mici decât Iisus. Ori frații Domnului erau destul de mari. Iacov, ruda Domnului sau fratele Domnului, era bătrân și chelbos. Deci era cu mult mai mare decât Iisus. Celălalt, Iuda, la fel. Tadeu, Levi și Simeon, sau care mai erau ei, erau vreo 3 sau 4. Erau fiii Mariei lui Cleopa, rămași fără de tată, și Iosif se încredințase ca un sfătuitor al lor și verea lui Iisus. Deci n-avea nicio tangență cu Fecioara Maria. Fecioara Maria a fost martor ocular al nașterii mai presus de fire și a fost martor ocular al vederii Îngerului care o hrănea din Sfântul Potir, a fost martor ocular în Sfânta Sfinților a odrăslirii toiagului lui Iosif, a fost martor ocular al nașterii minunate, a fost martor ocular a celor 3 magi care unul l-a văzut împărat, unul vechi de zile și unul tânăr de săvârșit. Deci iată, unul a văzut miel de jertfă, se spune în cartea lui Antonie Plămădeală la predici. Dar vreau să spun că Fecioara a fost cea care a văzut și vestirea de Înger a Nașterii, ea a fost și cea care a tras frica, deși era sfântă, că Iosif o va lăsa nascuns. Și Îngerul s-a arătat și a liniștit: Iosife, nu te teme, a luat pe femeia ta, că ce are în frânsa e de la Duhul Sfânt. Și Fecioara a fost martora învierii lui Hristos și martora răstignirii lui Hristos și nici de cum nu și-ar fi permis să calce o asemenea poruncă împărătească când ea a fost dăruită bisericii. Și știm prea bine că Iosif deja la răstignirea Mântuitorului era mort de mult și în acea clipă Hristos o închină lui Ioan Evanghelistul și îi spune: Fiule, iată mama ta. Deci Feciorie, biserica va fi mama ta. Nimeni nu poate trăi în sfințita feciorie și curăție, cum arată și Nicodem de la Tismana, viața Sfântului de astăzi, că sfinților le este dedicată cu adevărat facerea de minuni și nu celor căsătoriți. Sfântă este căsătoria ca taină, dar mai sfântă rămâne fecioria ca har. Deci, într-o feciorie lucrează Duhul Sfânt mai ușor ca în căsătorie. Și voi știți de la spovedit când ne întâlnim și ne confruntăm cu povești, cu lucruri din astea, că ăla nu se supune, ăla nu vrea, ăla nu ține rânduiala, ăla nu ține curățenia, ăla mă trimite la avort, ăla nu știu ce. Deci știți prea bine câte jertfe are căsătoria, câte neîmpliniri sufletești și când veniți și spuneți: dacă știam, eu nu mă duceam la mănăstire, îmi pare rău că ți-a venit mintea târziu. Este o vorbă, zice, la omul bătrân, dacă i-ar veni mintea de copil, ar fi bine, dar îi vine la bătrânețe și alta-i practica vieții și alta-i practica înțelepciunii. Deci toate mamele când dau de greutățile vieții și-ar dori mănăstire, dar o au în suflet că se roagă. Dar și toate fecioarele își doresc căsătoria când se văd tinere și să tem să rămână nemăritate văzând pe mamele lor, dar uitând că au suferit ca să ajungă la acolo unde sunt. Deci aici iese în evidență destul de clar și de concret că sfinților le este dată facerea de minuni și mai puțin căsătoriților. Căsătoriții se desăvârșesc, iar feciorelnicii ajung la gradul de sfințenie. De aceea a spus Hristos în Evanghelia de astăzi: luați jugul meu și povara mea, că ușoară este. Este grea crucea, este adevărat, dar și Hristos a îngenunchiat până la Golgota, n-a mers în pas de defilare. Dar când a ajuns în vârful Golgotei, cerul s-a întunecat, luna s-a înroșit ca sângele, deci a ajuns până la jertfă supremă, dar și când a strălucit lumina învierii, au mers cu toții unde? De unde am plecat. Pentru aceasta să urmăm unde merge steaua cu magii. Pentru aceasta să urmăm unde merg împărații. La răsărit, acolo îngerii cântă neîncetat. Deci cine vrea să ajungă în cerul cel sfânt și cine vrea să ajungă cu îngerii în rai și cine vrea să ajungă cu îngerii și cu Dumnezeu, trebuie să se ostenească.
Bune sunt și cele ale lumii și nimeni nu le defaimă și sunt sfinte și sunt rânduite că cel ce va defăima pe căsătorit anatema să fie. Dar spune mai departe, cel ce vrea să vină după mine să se lepede de sine și cel ce vrea să se desăvârșească să mă urmeze mie, oricăile sunt în aceeași lumină, dar pe cărări diferite. Și eu pot să ajung în București ocolind prin Ploiești și tu poți să ajungi în București ocolind prin Iași. Dar tot la București ajungem. Însă mai anevoios va fi drumul cel mai lung. Căsătoria este considerată un drum scurt spre Dumnezeu, fiindcă apar voile și plăcerile personale și gusturile personale ale vieții. Mănânci când vrei, dormi când vrei, te rogi când vrei, faci ce vrei. Iar călugăria are un drum mai anevoios, de aceea se spune cu răbdare, că durează mult, și prin răbdare, că te mai pun și alții la răbdare, dar în final veți câștiga sufletele voastre. Și Nicodim de la Tismana a petrecut, el era din neam slavon, crescut dintr-o familie de creștini, s-a nevoit prin Sfântul Munte Atos, apoi s-a întors în țara românească și la rugămintea unui voievod a făcut două mănăstiri renumite, Vodița și Tismana. Tismana care astăzi este de maici și poartă un deget din moaștele lui, fiindcă dintr-o tradiție veche se spune că un voievod vrând să le ducă prin București, au fost ascunse undeva. Nu știu prea mult, găsiți în Vețile Sfinților. Și din stareț în stareț, la un moment dat, din anumite împrejurări, s-a pierdut istoria acelor moaște și a rămas doar degetul, ceva din mir care lăsa moaștele Sfântului și o cruce pe care o purta la gât Sfântul. El a fost canonizat în 55 oficial de Biserica Ortodoxă, dar Dumnezeu l-a canonizat încă de când a crezut el. Deci a trecut un pic peste ordinile pământești și l-a cinstit ca sfânt prin facerea de minuni, prin vindecarea de boli, prin vindecarea de duhuri necurate și așa mai departe. Ori cu precădere mai sunt și astăzi oameni care izgonesc duhurile necurate, dar spre deosebire de Nicodim de la Tismana, ăștia de astăzi trâmbiță sau anunță sau dau zvon că sunt făcători de minuni, ori Nicodim de la Tismana, neștiind carte sau poate știind carte, învățase de la înaintașii săi să păstreze aceasta într-o smerenie. Plecați de la mine, nu sunt eu acela. Ei, harul și sfințenia în Duhul Sfânt, harul și sfințenia în Dumnezeu, nu sunt altceva decât darurile ale Duhului Sfânt care să revarsă în sufletul și în inima omului iubitor de Dumnezeu. De aceea v-am spus și el. Nu cheltuiți osteneala postului de 40 de zile pe mâncare și pe băutură, în câteva zile să ajungem de unde am plecat. Să fie nevoie iarăși un post mare întreg, să ajungi să te curăți de ce ai scăpat în postul Crăciunului. Deci, ca să sporim duhovnicește, trebuie să lepădăm obiceiurile vechi și să tindem spre trepte mai înalte. Dacă în postul Crăciunului ți s-a cerut să faci pravila și canonul, în postul Paștelui să ceară mai mult să zici rugăciunea lui Iisus. Ca la Sfinții Apostoli să ceară să contemplezi, iar la Sfântă Mărie să zbor la cer. De ce spun lucrul ăsta? Dacă o să rămânem tot timpul în clasa întâia, ne izbim, știți de ce? Era odată o istorioară, mie îmi place să o folosesc, fiindcă m-a distrat când am auzit-o, o creștină care venise aici la biserică îi spunea la alta, câți bani am mai cheltuit venind la mănăstirea asta și nimic n-am rezolvat. O să mai cheltui încă pe atâția dacă nu o să știi să spui ordine înăuntru tău. Dacă faci păcate de fiecare dată, dacă ești rea de fiecare dată, dacă nu te rogi de fiecare dată și nu te îndrepți de păcatele care le-ai făcut, o să mai cheltuiești încă de 10 ori pe atâta și tot tu o să fii. Nici plata și nici osteneala nu o să fie împlinite. Ori harul sfințeniei este un har dat de Dumnezeu și citeam undeva într-o carte, acum cândva în cursul postului, un har deosebit. Iar facerea aceasta de minuni și viața înaltă nu e o lucrare la întâmplare, ci este o lucrare de artă. Pentru că se spune undeva într-o scriere că un om care avea darul discernerii duhurilor, un om sporit duhovnicește, un mare călugăr, un mare pusnic, a auzit și el de un alt pusnic, dar un pusnic din ăsta mai contemporan, și a zis, ia să mă duc să-l văd. Și făcându-i o vizită, deci acelui pusnic, a văzut că pusnicul era cam prins de slavă, de șarpe. Și printre toate a spus, Avo, ai grijă, zice, ar fi bine să fii prudent, fiindcă satana are multe curse și ispite. La care ăsta foarte plin de sine a povestit, lasă-mi, îmi descoperă mie Duhul Sfânt.
Sfânt, nu-i treaba ta, El vine la mine în chip de porumbel și îmi vorbește ce am de făcut. Tu n-ai venit să-mi dai mie sfaturi, tu ai venit să te folosești de mine, nu să mă înveți. Și respectivul Av a plecat, l-a lăsat vorbind singur, dar a spus celor din obștea lui, aveți grijă de pusnicul vostru, zice, este în mare primejdie, zice, aveți grijă să nu cadă prea rău. Și într-adevăr, nu la multă vreme, pusnicul s-a spânzurat. Deci iată ce se întâmplă, Satana are metode și uneltiri vrăjmașă, te târe un an la biserică, te târe doi, îți dă râvnă să vii și trei, și patru, și cinci. Te învață să postești, te învață să te rogi, te învață să fii bun. Are grijă să-ți dea nemăsurata lucrare. Iar când crede El că a găsit de cuvință și te-a prins cu cuiul slab, unde scârție balamala, nu mai pune vaselină, ci vine și bagă deznădejdea și îți spune așa. Ai grijă că degeaba te-ai rugat. Vezi că nu ți-a folosit la nimic? Vezi că nu te-a ajutat la nimic? Uite cu tare cum îi merge bine dacă nu se roagă. Uite cu tare cum are dacă nu se chinuiește și nu se ostenește ca tine. Uite, nici nu postește și are bani, nici nu postește și are servici, nici nu postește și are casă. Toate îi merg bine și tu te rogi și toate îți merg rău. Și atunci să strecură deznădejdea, deci să strecură deznădejdea și omul cade. Alții se întorc din nou la viața desfrânată, alții se întorc din nou la viața de toate zile și alții ajung și mai rău că ajung să-L hulească pe Dumnezeu și hulesc și biserica, zice. A, mai dă încolo și de pop și de biserică, zice. El nu-i decât o pierdere de vreme. Și când ai ajuns să pronunți cuvântul acesta, deja Satana te-a luat în primire și ești fiu nu după ființă, după dar. La fel ca Dumnezeu te-a câștigat după dar. Spune în Pateric cineva replica unei satane asupra unui pusnic care a ucis pe tatăsul cu barda. Bătrâne, greu, mi-a trebuit vreme, dar te-am învins. Ei, cuvântul te-am învins nu e altceva decât ce spunea Sfântul Antonie cel Mare. Iată, fraților, zice, dacă nu este dreaptă socoteală, un mare astru al pustiei a căzut. Și în ce căzuse? Căzuse în păcatul desfrânării. Deci Satana are grijă să te doboare și să te ducă la rău dacă nu ești prudent. De aceea Hristos, soarele dreptății, ne îndeamnă veșnic, nu ca femeia gârbovă cu privirea la materie, ci cu privirea la cer tot timpul. Materia s-o socotim stricăcioasă, s-o socotim doar trebuincioasă trupului. Și frumos spun toți Sfinții Părinți, nu trăiesc ca să mănânc, ci mănânc ca să trăiesc. Nu mă îmbrac ca să trăiesc, sau trăiesc ca să mă îmbrac, ci am doar cât îmi trebuie să nu-mi fie fric. Cine agonisește fără de socoteală și fără de măsură, acela nu este cu Dumnezeu. Cine mănâncă fără măsură, nu-i cu Dumnezeu. Cine bea fără măsură, cum se spune și astăzi, a, dragă, nu mi-a rămas altceva decât de postit. Nu posti, nu te pune nimeni, doar îți banii tăi, carnea ta, mâncarea ta, dar când ajungi la o ananghie, n-a alergat la biserică și începe să spui, știți, părinte, nu prea era un om rău, nu prea cu tare, nu prea nu știu cum. Nu era rău, dar era adragă. Nu era rău. Era alu sarsailă. Nu postise în viața lui, nu se rugase în viața lui, nu se spovedise în viața lui, nu se împărtășise în viața lui. Sau cum a spus odată o mare cu foame, nu știu cine îmi povestea, ci că să mă duc eu să mă plec în genunchi în fața unui preot la studiile mele, păi du-te la un copac atunci dacă nu vrei la un preot. Deci cine era ea să se plece ea în fața unui preot? Dar ce dacă te plece? Spică coarnele. Deci iată ce se întâmplă, fraților. Mândria ne doboară. Păcatul mândriei l-a dat pe Satana din rai și pe Eva. Păcatul mândriei ne scoate și pe noi din rai, deși Hristos ne-a băgat cu grămada. Hristos, prin înviere și prin naștere, a deschis porțile raiului și a închis porțile iadului. Le-a închis în sensul că a dat posibilitatea să cadă numai nevrednici acolo. Dar a deschis porțile raiului să intre toți silitorii. Oricei ce nu se selesc, pierd. Și frate pe frate, sfătuindu-se, vor fi o cetate bine întărită. Și cum spune mai departe o cântare a praznicului, zice... Îngerii cântau, asta, păstorii cântau, îngerii slăveau, steaua colinda, spune mai departe acolo, și pe magi, nu mi-aduc aminte exact strofa. Deci această formulă, acest mesaj trebuie să rămână în minte întotdeauna. Steaua este cartea de rugăciune. Magul sau păstorul care mă îndeamnă este duhovnicul. Și îi se spune mag de ce? Are acele cuvinte, să le spunem așa, cu farmec, ele prin care te
trezești. Iar pruncul despre care este vorba e sufletul tău. Iar colinda sau cântecul nu e altceva decât Sfânta Liturghie. Când știi să alergi vrăjit de aceste mesaje spre ținta peșterii, ajunge automat unde? La ieslea Sfântului Altar. Și în cântarea cântărilor spune: lipsiva boii de la ieslea și oile nu vor fi la mâncarea lor. Deci când nu va mai fi preot și nu mai, va mai fi liturghie, bate voi păstorul să va risipi turma. Să alergăm cât toaca bate, să alergăm cât clopotul se trage, să alergăm cât mai este voie să ne spovedim, cât mai este voie să ne împărtășim, că s-ar putea să vină o vreme și tare miroase așa, deși nouă ni se pare o glumă, s-ar putea să vină o vreme când să nu mai aveți niciunde vă spovedi, niciunde asculta o liturghie și când Sfânta Jertfă va înceta, Satana va domni pe tot pământul. Dar dacă ai agonisit Duhul Sfânt, ai de unde păstra. Dar dacă n-ai apucat a lua nimic, cu ce te duci? În pustie. Cu ce alergi la hotarul liniștii? Cu ce alergi în fața dușmanului? Cu ce te aperi? Un pustnic nu știa carte și bătuse toată viața metanii. Și când a fost să moară, a văzut cum dracii l-au înconjurat. Și un glas de înger tânăr, frumos, alb, a spus, zice, bătrâne, zice, de ce te întristezi? Și cu ce să mă apăr în fața lor? Bagă mâna în sacul de colo. Și a început să ia un fel de pietre cu cruce pe el. Era câte o nestemată la fiecare metanie cu cruce pe ea, că el făcuse, Doamne, Iisus, miluiește-mi nepăcătos. Și bătea metania. Și a început să arunce în draci. Și ne-a aruncat să copia pe un drac. Dar la un moment dat, pusnicul raționează și îi spune, zice, îngere, dar când se termină astea din sac, ce fac? Păi depinde câte ți-ai pregătit. Depinde de câte ți-ai pregătit. Să avem grijă să umplem sacul cu pietre crucificate pentru draci din timp. Câte vă două azi, câte vă două mâine, câte vă două poi mâine, iar cine le va face nenumărate va găsi în sac. Și s-ar putea să iei veșnic din sac să nu se termine. Cine le face numărate, le va avea numărate. Și cine nu le face deloc, se va bate cu capul de draci. Vor trece vămile, vor merge la munca veșnică și vor chiui acolo cu draci în munca șosânda veșnică și vor dori de slava lui Dumnezeu, dar nu vor mai avea de unde o vedea. Și dacă li se pare o glumă, și eu mă bucur. Dacă li se pare în serios, să o ia în serios. Iar dacă cu adevărat îi interesează frica de Dumnezeu și mântuirea sufletului lor, atunci să o facă pe toate căile. Postul, rugăciunea, citirea cărților sfinte, cultura patristică, cultura isihastă și în felul acesta vom putea deveni ce? Fii ai lui Dumnezeu după dar. Amin.